La Spitalul Județean de Urgență Deva funcționează un server de 7 ani. Din cauza uzurii, acesta a început să dea tot mai multe bătăi de cap reprezentanților unității spitalicești din reședința de județ, care de multe ori ajungeau în imposibilitatea de a trimite date pentru că serverul pur și simplu se bloca. Aveam un server vechi de 7 ani, 7 ani în care spitalul s-a dezvoltat. Numărul sau afluxul de informație trimisă din acest spital către instituțiile naționale au crescut. Știți bine, din 2013 ianuarie a început rețeta electronică, apoi din 2013 luna august au început fișele, foile de externare toate să fie scrise în Word și trimise prin acest sistem, prin server către Casa Națională și Școala Națională de Sănătate Publică. În aceste condiții, achiziționarea unui nou server a devenit o necesitate pentru Spitalul Devean. După încheierea pașilor care trebuie urmați în cazul achiziției unor bunuri, adică publicarea anunțului pe SEAP și organizarea unei licitații, noul server va ajunge mâine la spital și în câteva zile va fi dat în folosință. S-au semnat contractele acum 20 de zile, iar mâine serverul va fi la Deva, în spital. Va urma o perioadă de 2-3 zile de montarea lui și de integrarea lui în sistem și din acest moment sper să nu mai avem nicio disfuncționalitate în ceea ce privește transmiterea datelor informatice din Spitalul Județean de Urgență Deva spre Școala Națională de Sănătate Publică și spre Casa Națională. Valoarea noului server a fost de 85.000 de lei, iar costurile au fost suportate în totalitate de Consiliul Județean Hunedoara.